astăzi în momentul final, în care elevii cercului asistit se pregătesc să slujească simbolic chipul mamei creștine. Ea, mama creștină, poartă ca pe o taina sfințenii scânteia chemării la rugăciune. Numai ea știe să ridice privirea lăcrimată către cer când puiul ei aduce mântuire. Orice mamă are suflet de creștin. Ea știe că nu poate ști cu adevărat calea cea mai bună pentru copilul ei și că numai Dumnezeu știe ce lecții are să-i dea de învățat puiului ei. Mama creștină se coboară cu inima la pământ, ridică rugăciunea fierbinte către cer, pentru ca pe fiul ei să-l știe fericit. Orice mamă are suflet de creștină, în bucuria nemăsurată și strălucește în privire când puiul ei e vinde. Sufletul de creștin se naște în ea din clipa întărâi tainice cu Hristos. Mama creștină pleacă la drumul cu cea mai importantă lecție, gata învățată, în timp ce a fi mamă se învață pe tot parcursul vieții. Mama creștină știe care este modelul și dascălul ei, Maica Domnului, mama noastră a tuturor. În ochii mamei, uneori încrucioasă, se vede privirea blajină a Fecioarei Maria. Lacrimile care curg sunt uneori atât de fierbinți încât păjoresc sufletul, asemenea suferinței Maicii Domnului când își ia fiul răzbunit pentru omenire. Elevii Cercului Artistic din clasele a 5-a, a 6-a și a 7-a, coordonate de doamnele profesoare Anca Teodora Buciuc și Liniana Octavia Pastru, sunt pregătiți să vă prezinte sceneta Mama Creștină. Succes micilor actori!